Salutare prieteni și bine ați venit din nou în bucătăria mea! Astăzi vom face o ruladă de vită umplută cu spanac și ouă de prepeliță. Deci, haideți să vedem cum se pregătește această rețetă. Pentru început vom pune într-o tigaie puțin ulei de măsline. Vom adăuga 250 de grame de spanac proaspăt, 35 de grame de stafide, 40 grame nucă tăiată mărunt, iar acum vom pune capacul și vom lăsa să se gătească aproximativ 5 minute. După cele 5 minute vom amesteca puțin și iarăși vom pune capacul și vom lăsa să se călească bine. Vom adăuga puțină sare și piper după gustul fiecăruia, amestecăm și vom mai lăsa aproximativ 2 minute. Iar acum vom pune spanacul să se scurgă bine într-o sită. La această rețetă este foarte important ca spanacul să fie foarte bine scurs de zeamă. Acum vom pune puțin ulei pe masa de lucru și vom așeza 4 felii mari de carne de vită. Dacă doriți, puteți face această rețetă cu carne de porc, cu mușchi de porc sau chiar și cu piept de pui. Vom așeza bucățile de carne, așa cum vedeți în imagine. Sub carne voi pune o bucățică de sfoară pentru a lega mai târziu rulada. Așa ne va fi mai ușor. Iar acum vom pune 100 de grame de hamon. Acest hamon în țară nu știu cum se numește, dar dacă nu găsiți acest hamon, puteți să puneți felii de șuncă presată, tăiată subțire, sau chiar și felii de parizer sau mortadela. Iar acum vom așeza spanacul pe toată suprafața, așa cum vedeți că fac eu. Și 6 ouă de prepeliță fierte. Și vom începe să rulăm rulada, așa cum vedeți în imagine. Rulada este gata, acum o vom lega bine și o vom așeza în tava cuptorului. Între timp vom curăța 4 cartofiori, îi vom tăia în jumătate și îi vom încresta, așa cum vedeți că fac eu. Și îi vom așeza în tava cuptorului lângă ruladă.
Iar acum vom amesteca 40 de grame de un topit cu 2 căței de usturoi. Vom mai adăuga puțin cimbru și puțin rozmarin și amestecăm. Iar acum, cu acest amestec, vom unge foarte bine rulada și cartofiorii. Eu voi mai presăra puțin rozmarin pe deasupra, dar acest lucru este total opțional. Vom mai adăuga puțină sare și piper după gustul fiecăruia. Ulei de măsline. Și vom mai turna 200 ml vin alb sec. După care vom da tava la cuptor pentru 50 de minute la 180 de grade Celsius, dar acest lucru depinde de fiecare cuptor. Și gata este rulada noastră! Uitați cât de bine arată! Acum vom înlătura cu grijă sfoara cu care am legat rulada și vom prezenta această ruladă și cartofiorii pe un platou. Uitați cât de bine arată! Este o rețetă destul de ușoară și este un adevărat deliciu. Merită să încercați această rețetă. Sper că v-a plăcut rețeta. Dacă este așa, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Așa veți fi la curent cu toate rețetele mele. Vă doresc o zi bună și numai bine! Și sărbători fericite! Pa, pa!